Să citim cu multă atenție cuvântul Domnului. Iosua 5, versetul 13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Și căpetenia, mergem la capitolul 6, Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui cu vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poartă înaintea chivotului 7 trâmbițe de cont de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua fiul lui Nun a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți! Înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbece, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune strigați, atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol odată. Apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi. Apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile, în ziua 7-a. S-au sculat în zorii zile și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați! Căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi în ea, în casă, pentru că ascuns pe solii pe care îi trimiseseră noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe.
Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte, au pus mâna pe cetate și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul săbiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care scodiseră țara, intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți a ei cum i-a jurat. Tinerii iscoabele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți a ei, au scos afară pe toți din familia ei și i-au așezat afară din tabără, din tabăra lui Israel. Cetatea a ars-o împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți a ei, i-a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Pentru că ascunsese solii pe care trimisese Iosua să-i scodească Ierihonul. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața! Iisus Hristos este Domnul! Amin! Frați și surori, mulțumesc și eu lui Dumnezeu că în această dimineață sunt acasă, adică sunt pe stâncă. Știți cine e acasă? Locuiește pe stâncă. Amin. Și asta este secretul care noi îl experimentăm aici la stânca. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că vă văd și mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care El mi l-a dat de dimineață la rugăciune și mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care El îl are pentru noi și în aceste momente. Unul dintre cele mai mari privilegii pe care Dumnezeu le dă omului este să îi dea cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că în această dimineață suntem aici și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu este un mare har, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă garantez că mii și mii și sute și milioane de oameni din lume ar vrea să fie în postura noastră în această dimineață și să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au harul acesta și n-au nici privilegiul acesta pe cât noi îl avem din belșug. Însă Dumnezeu ne-a pus pe inimă în această dimineață un mesaj deosebit de special pentru mine, este mesajul acesta, pe care l-am intitulat așa: dacă vrei să-ți învingi dușmanul, poți. Dacă nu vrei să-ți învingi dușmanul, niciodată n-ai șanse. Domnul mi-a pus pe inimă în această dimineață un mesaj care vorbește despre principiile victoriei spirituale. Pasajul pe care l-am citit din Iosua 5 și 6 este un pasaj mai lung, însă a trebuit să-l citesc tot pentru că există un anume motiv pe care l-am avut atunci când am citit acest capitol sau acest pasaj destul de lung. Chiar dacă nu știm, vă dau o veste ciudată, chiar dacă nu știm, toți avem dușmani. Chiar dacă nu vrei, ai dușmani. Chiar dacă nu-ți place, în viață te vei confrunta cu mulți dușmani. S-ar putea în viață să ai dușmani uneori chiar pe cei din casa ta. Și asta este foarte grav. S-ar putea în viață să ai dușmani pe vecinii tăi. Și asta este la fel de grav. Uneori parcă e și mai grav. S-ar putea în viață să ai dușmani pe cei de la locul tău de muncă, pe cei din școala ta. Și asta este un lucru foarte grav. S-ar putea în viață să ai dușmani politici, să ai dușmani economici. Însă vreau să vă asigur că toți avem un dușman comun pe care îl știți pe fiecare și acesta este vrășmașul, ăsta este dușmanul sufletelor noastre. Însă în același timp, deși toți avem un dușman comun, toți avem, dacă vrem, un prieten comun, un Dumnezeu comun, care e mai tare decât toți vrășmașii, decât toți demonii, decât toate demonițele, Domnul Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cred tot mai mult că în textul acesta și nu numai, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește despre câteva principii fundamentale ale victoriei spirituale. Mă uit la viața mea, mă uit la viața dumneavoastră,
Unii avem în viață mai multe înfrângeri decât victorii. Nu aceea este voia lui Dumnezeu. În viața creștină, voia lui Dumnezeu este să fim mai mult decât biruitori. Alo? Amin. Alo? Amin. În viața creștină, trebuie să înțelegem, motivul pentru care Domnul a pus în noi Duhul Sfânt este să avem mai multe biruințe decât înfrângeri. Și din cauza aceasta, Apostolul Pavel spune, voi sunteți mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos, slavă Domnului. Din nefericire există în biserici, există în biserici situații când în viața unora dintre noi există mai multe înfrângeri decât victorii. Dar nu trebuie să fie așa decât dacă vrem să fie așa. Repet, motivul pentru care Domnul Iisus ne-a dat Duhul Sfânt. Știți, pe cruce Iisus Hristos ne-a iertat păcatele. Însă, în ziua de Rusalit și în momentul nașterii din nou, Domnul Iisus ne dă Duhul Sfânt ca să biruim păcatele care vor mai vrea să vină în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, dușmanii despre care vorbește Scriptura sunt de două feluri. Unii dintre dușmanii ăștia te atacă violent și agresiv. Și ăștia vin după tine și te atacă într-un mod foarte sadic și fără milă, îți vin în cale și te opresc. Alți dușmani nu sunt agresivi, dar sunt perfizi. Dușmanii ăștia sunt ca cei din cetatea Ierihon. Să știți că cei din Ierihon nu i-au atacat pe evrei. Cei din Ierihon erau închiși în cetatea lor. Însă cu toate acestea, Dumnezeu a poruncit nimicirea acelei cetăți. Pentru că Dumnezeu avea un anume scop. Dumnezeu știa cine sunt locuitorii din cetatea Ierihon și mai ales că cetatea Ierihon era primul oraș fortificat în fața evreilor care au intrat pentru prima dată în țara, în țara Canaan, în țara promisă și era una dintre cele mai mari cetăți și cele mai puternice cetăți din vremea aceea. Unii dușmani te atacă direct și violent. Alți dușmani nu te atacă, însă te influențează de la distanță. Exact așa a fost situația cu cei din Ierihon. Una dintre întrebările foarte serioase atunci pe care o ai, atunci când intri în Vechiul Testament și îl citești, este acesta. Cum poate și cum a putut un Dumnezeu al iubirii să-i ucidă pe toți ăștia din Ierihon? De la mic până la mare. Copii, femei, bărbați, războinici, toți rași, toți distruși. Și bineînțeles că cei slabi în credință, necredincioșii, găsesc aici un motiv pentru a nu crede în Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a hotărât distrugerea cetății Ierihon a fost acesta. Ierihonul era o cetate foarte depravată. Era o cetate foarte sadică. Ierihon a fost unul dintre primele orașe care au fost construite vreodată în Antichitate, dar reputația Ierihonului era a unui oraș pervers, sadic, violent și crud. Era un oraș care nu credea în Dumnezeu, nu avea nevoie de valorile lui Dumnezeu. Ierihonul era un oraș care se putea pocăi, dar a refuzat. O singură familie din Ierihon a fost salvată a prostituatei Rahab. Și ceea ce îmi spune mie aici a Duhului Dumnezeu că orice om ar fi vrut din Ierihon putea să fie salvat. Însă toți au pierit cu excepția familiei lui Rahab, o femeie stricată, dar o femeie care s-a pocăit la momentul potrivit, a știut de unde vine pericolul și a trecut de partea lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. În vremuri ca acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va veni o vreme când toată planeta va arde, cu excepția celor ce au avut înțelepciunea, să treacă de partea lui Iisus Hristos. Și în zile ca acestea, Dumnezeu ne dă ocazia să ne pocăim și să trecem de partea lui Iisus Hristos, tocmai ca să nu pierim. Amin. Amin. Însă,
Ierihonul era un oraș închis. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Acum, dacă vrem victorie, și mă gândesc că dacă suntem normali, mă refer dacă suntem creștini normali, toți vrem biruință. Amin. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Mă bucur că ziceți amin înainte să vă provoc eu. Așa într-o biserică creștină. Însă, dacă suntem creștini înțelepți, vom vrea cu orice chip biruința. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Acum vă rog să rețineți. Dacă vrem biruință, dacă ne interesează principiile victoriei, întotdeauna există și trebuie mai întâi, înainte de a avea biruința, trebuie să existe o pregătire interioară. Acum, de ce spun lucrul acesta? De asta am citit din capitolul 5, versetul 3, de la 13, spune așa. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, Iosua asta era un curajos. Hei, ești dintre ai noștri? Sau ești dintre vrăjmașii noștri? Și auziți acum răspuns. Omul i-a răspuns, nu. Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Majoritatea teologilor spune că persoana aceasta nu era altul decât Iisus Hristos. Pentru că El este căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Haideți acum să vă spun care este secretul biruinței. Și vă rog să luați notițe. Cel puțin figurativ vă rog să luați notițe. Și să subliniați ultimile 1, 2, 3, 4, 5 cuvinte din capitolul 5. Subliniați, vă rog, în Biblia noastră ultimile 5 cuvinte din Iosua, capitolul 5, care spune așa. Și Iosua a făcut așa. Și Iosua a făcut așa. Acum, dacă vrem biruință asupra diavolului, dacă vrem biruința asupra dușmanului și dacă vrem biruința asupra eului și să nu uit, apropo, unii ori să știi că cel mai mare dușman al tău nu-i nici chiar diavolul. Să nu, noi întotdeauna punem vina și dăm vina pe diavol. Diavolul, știi, ca John Simpson ăla, știi? Diavolul, Satan made me do it, știi? Diavolul m-a făcut să zic lucrul acela, sau cum îi era. Era un desen animat, un serial de desene animate. Și ăsta spunea, Satan m-a provocat să fac. Însă vă spun povestioara aceea despre... Și este interesant, este așa hilară puțin pentru unii, despre un stareț care a declarat post și rugăciune, 3 zile post și rugăciune în mănăstirea lui. Și toți erau obligați, nu era recomandat postul, era obligatoriu postul, nu ca la stânga recomandat, ci era obligat, toți. Ei, unui călugăr, a doua zi, a venit o foame din aia, știți cum, de zile mari, cum se întâmplă, mai ales atunci când postești, la unii nu se întâmplă. Și a venit o foame așa de mare, că îi venea să mănânce și pietre, dar n-avea nici pietre. Dar i-a venit o idee și o gâbiață. S-a gândit el că afară, în o gradă, sunt găini. Și astea fac ouă. Și s-a dus el la găini, la cotețe pe acolo și la cuibare și a luat 2 ore, le-a băgat în haine, în sutane, că așa nu se vede ce porți pe dedesubt când ai haine largi și s-a dus înapoi în chilie. S-a gândit el, domnule, ouă crude nu mănânc, nu-s chiar așa de crud. Dar cum să le fac totuși să le pot consuma? Și a venit ideea, a luat o lingură, a pus oul în lingură și lingura peste parafocului. Și a început să-și prăzească oul. Și știi că merge. V-am dat o idee. Încercați vreodată în criză, la rescue, știi? Încercați.
Și în timp ce își prăjea el ouă și saliva, se deschide brusc ușa chiliei și apare starețul, stai șeful. Fiule, ce faci? Și fiul speriat a spus, părinte, părinte, satana m-a ispitit să fac așa ceva. Dar satana din colț. Zice, nu e adevărat, părinte, că nici mie nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Acum, povestioara asta este șugubiață. Dar are o anume moralitate. Știți, e adevărat că diavolul ne ispitește. E adevărat că diavolul ne ispitește și el este tatăl ispitelor. Însă apostolul Iacov spune, voi când sunteți ispitiți, zice, vin ispitele, unele vin din poftele voastre, știi? Vin din poftele voastre. Acum, avem nevoie de o pregătire interioară, dacă vrem să pieruim dușmanul. Eu vorbesc din experiență. Este neapărat nevoie, dacă vrei să ai biruința asupra vrășmașului și asupra poftelor și asupra firii și asupra eului, avem nevoie de o pregătire interioară și formă avem nevoie de o pregătire exterioară. În alte cuvinte, avem nevoie de o pregătire spirituală. Și ce s-a întâmplat în textul acesta unde Iosua stătea singur și a apărut în fața un bărbat, era în fața cetății Ierihon și la un moment dat vede un bărbat în fața lui pe când era lângă Ierihon, Iosua, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că un om stătea în picioare înaintea lui. Și Iosua se duce la el și spune, ești de-aia al nostru sau ești vrășmașul nostru? Și Dumnezeu îi vorbește așa, căpetenia oștirii lui Dumnezeu a zis, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și au zis și spune Domnul. Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare. Căci locul pe care stai e sfânt. Și Iosua așa a făcut. Țineți minte că și Moise a avut parte de o asemenea întâlnire de gradul ăsta maxim. Și nu uitați că Iosua era succesorul lui Moise. Același Dumnezeu i-a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, că locul pe care i-a zis lui Moise, scoateți încălțămintele din picioare, că locul pe care stai este sfânt. Și acum, același Domn îi spune succesorului lui Moise, lui Iosua, îi zice, scoateți încălțămintele din picioare, că locul pe care stai este sfânt. Acum, dacă vrem biruință deasupra vrăjmașului, asupra lumii și asupra poftelor și asupra eului, avem nevoie de o pregătire interioară, de o pregătire spirituală. Și ce au făcut evrei? În momentul când au trecut și au traversat Iordanul, Dumnezeu vine la Iosua și spune acum, pe toți bărbații tai împrejur, începeți să sărbătoriți Paștele, vă curățiți, sărbătoriți Paștele și acum auziți ce face Iosua. A ieșit singur, se întâlnește cu căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Și pentru mine asta reprezintă pregătirea interioară, pregătirea spirituală. Și ce înseamnă pentru mine întâlnirea aceea cu Domnul? Și ce înseamnă? Înseamnă închinare privată. Înseamnă închinare intimă. Înseamnă închinare atunci când nu mă vede nimeni. Acum, de ce am spus lucrul acesta? Primul pas spre victorie totală, frați și surori, doamnelor și domnilor, este să decizi ca în privat și în intimitate, atunci când nu te vede nimeni și e singur, atunci să te închini. Asta este primul pas și cel mai important pas dacă ne interesează să avem biruință și succes spiritual și nu numai spiritual la toate nivelurile vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune că înainte ca Ierihonul să cadă, înainte ca dușmanul să fie înfrânt, înainte să se prăbușească zidurile alea imense care înconjurau Ierihonul și erau două ziduri paralele și formau un cerc în jurul Ierihonului și ziduri enorm de mari pe care nu le puteau demola evrei niciodată cu toți ostașii lor, dacă vrem să se prăbușească dușmanul înaintea noastră, dacă vrem ca diavolul să cadă în patru labe și
să fie trimis în adânc, am nevoie în prealabil de o pregătire interioară spirituală. Exact asta s-a întâmplat cu Iosua. Și Iosua a hotărât ca în privat să se închine lui Dumnezeu. Acum, haideți să vă spun o altă chestiune foarte importantă. Cine ești când crezi că nu te vede nimeni, ăla ești? Mulțumesc de aminul puternic. Dar asta este realitatea. Cine ești când ești singur, ăla ești. Ce faci când ești singur, ăla ești. Ce vorbești când ești singur și cu cine vorbești când ești singur, ăla ești. Cine ești în întuneric, adică atunci când nu te vede nimeni, sau ți se pare că nu te vede nimeni, ăla ești. Sau aia ești. Iosua, când era în fața Ierihonului, a apărut un bărbat, se pare că Iosua era singur, și acolo, în intimitate, singur, în privat, probabil că prea puțini oameni îl vedeau, Iosua a hotărât să se arunce în genunchi înaintea Domnului, a hotărât să-și descalțe încălțămintele din picioare și a hotărât să facă ceea ce Domnul i-a poruncit să facă. Dar acum să știți, niciodată nu vom avea biruințe în public dacă nu vom avea biruințe în privat. Amin. 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 Să nu credeți că putem face mult timp pe grozav în public dacă în privat, când nu ne vede nimeni, nu suntem grozavi și nu suntem în închinare Domnului. Marele test pe care toți îl trecem sau îl cădem este... Ce fac atunci când mi se pare că nu mă vede nimeni? Ce fac în privat? Ce fac în intimitate? Ce fac atunci când sunt singur? Când Iosua a fost singur, el a hotărât să se închine lui Dumnezeu. Primul pas. Marele pas, îl zice eu, pasul vital. Dacă vrem biruință asupra vrășmașului, asupra firii, asupra poftelor, asupra ochilor, asupra gândurilor, asupra trupului, dacă vrem biruință asupra asupra tuturor atacurilor care vin zilnic din exterior și formă din interior, vin asupra ființei noastre, primul pas spre victorie este să decizi să te închini non-stop în privat. Aici era de zis amin. Amin. Dacă nu biruiești acolo, nu vei avea niciodată biruință. Dacă nu hotărăști ca în privat, în interior, să te închini lui Dumnezeu, dar non-stop, să știi că nu vei avea biruință. Acum, în această dimineață, toți suntem drăguțele și aproape toți sunteți drăguți. Ba când am dat mâna cu dumneavoastră, mirosea și a aftershave. Dar să-i grozea. Suntem la costum, suntem la hainele cele mai grozave. În public arătăm teribil de bine. Arătăm așa, trăsnetul. Uite, până și eu arăt bine astăzi. Dar nu ăsta este testul înaintea lui Dumnezeu. Testul înaintea lui Dumnezeu și dacă vreau biruință este cine sunt și dacă mă închin în privat, când nu mă vede nimeni. Sau când este... Când sunt într-o societate în care nu mă cunoaște nimeni, cum mă comport acolo? Că atunci când sunt la biserică, eu mă comport cât de cât decent, că mi-e rușine de ăla, de aia, de ăia, de știi, că totuși. Dar cum mă comport în privat? Ei, trebuie neapărat să existe, dacă vrem biruința asupra vrășmașului, o pregătire interioară, o pregătire spirituală, și de aici se începe. Primul mare pas spre victorie este să decizi să fii închinat lui Dumnezeu non-stop atunci când ești singur. Amin. Amin. Pentru că știi ce înseamnă închinare? Să trăiești plăcut înaintea lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Dar non-stop. Amin. Amin. Știți cum este închinarea autentică? Noi am învățat aici la stânca, dar trebuie să o repet. Este ca și stația asta de benzină de acolo, Petrom Vest sau ce este. Știți care este caracteristica acestor stații de benzină moderne, Petrom Vest și toate alea câte ori mai fi, Lukoil și, eu știu, Shell și Bell și toate numele astea? Astea nu se mai închid niciodată. Astea sunt deschise non-stop.
Așa este închinarea autentică. Ea nu se mai închide niciodată. În alte cuvinte, noi în acest moment suntem la închinare publică. Dar când slujba s-a încheiat aici și noi ieșim pe ușă, în afara capelei, închinarea continuă. Amin. S-a terminat închinarea publică, dar când ies de aici, se continuă închinarea privată. Doamne, ajută-mă să hotărăsc ca în privat să fiu după voia Ta. Ca în intimitate să fiu Ție închinat non-stop. Acolo începe și acolo este primul pas al biruinței. Degeaba sunt două ceasuri în Biserică Sfânt și când ies afară sunt drac, pentru că aia absolut de loc de închinare, aia este șmecherie, aia este fățărnicie, este farisaism. Doamne, întură-te de mine! Degeaba sunt grozav în amvon și când am ieșit de aici sunt un ticălos, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Degeaba miros bine și zic amin și slavă Domnului când sunt în casa lui Dumnezeu și când am ieșit afară încep să stutui, să înjur, să fac spume la gură de nervi. Aia nu este închinare după voia lui Dumnezeu, aia poate să fie religie. Dacă vrem biruință, frate și surori, trebuie neapărat ca în privat să mă închin lui Dumnezeu non-stop. Amin. Mai țineți minte cântarea asta? Sub ochiul sfânt al Tatălui din cer, umblarea Ta este pe acest pământ și El te vede chiar când Tu nu vrei, căci ochiul sfânt pătrunde în adânc. Deci e-n zadar să tăinuiești ceva. Nu mai știu mai departe. Dar de aici așa, cam așa e cântarea. Da, așa e. Dar ideea este aceasta. Trăirea noastră este sub ochiul sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul vede. Și Domnul vede și când ești în public, dar mai ales Domnul vede ce faci când ești în privat. Deci ăsta este primul pas. Al doilea pas, dacă vrei biruință, și în public, și vorbă, și în privat, și care este? Al doilea pas este, sau tot primul pas, tot așa să-l numim noi, primul pas, este să declar că tu ești la conducere numărul 2, nu ești numărul 1. Știți ce a făcut Iosua aici când s-a întâlnit cu Domnul, cu căpetenia oștirii Domnului? S-a aruncat la pământ. Și și-a dat seama că nu El este căpetenia oștirii lui Israel, ci Domnul este căpetenia oștirii lui Israel. Amin. Amin. Domnilor, dacă vrem biruință, ține cont. Tu ești la conducere în viața ta, dar numărul 2. Iisus Hristos este numărul 1. Dacă nu lași pe Domnul să fie în numărul 1, înseamnă că tu ești 1 și Domnul este pe locul 2 sau 3 sau 7. Eu am spus colegului meu, fratelui Cătălin, zic, fii atent, eu nu mai vreau să fiu pastor senior. Pe mine toți mă numesc senior că am părul alb și sunt bătrân. În sensul ăsta mă numesc senior. Dar zic, nu mai vreau să fiu senior că văd că nu funcționează treaba bine dacă unul este numărul 1 și el la numărul 2 și el la numărul 3. Am văzut eu în alte circunstanțe. Nu le-a plăcut deloc celorlalți ca eu să fiu senior. Și am spus, nu mai vreau să mă numesc senior, să nu se mai potignească nimeni de senioratul ăsta. Chiar dacă sunt senior. Adică la vârstă. L-ați prins. Țineți-vă bine. Știți care este secretul? În privat și în public. De aici începe biruința. Să fii numărul 2 în conducerea vieții tale, nu numărul 1. Știi că ăsta este și cel mai comod mod de a trăi? Să lași pe Domnul să te conducă. Să lași pe Domnul să conducă. Am fost săptămâna trecută până în Germania, am avut o treabă personală de familie. M-am dus cu șofer. Păi atât de bine era să mă conduc altfel. Mamă, când m-am întors, eram șofer. Nu mai era bine. Toate rantalele erau pe mine. Toți polițiștii la mine. Trebuia să fiu atent la ăla, la aia, la ăia, că treceau pe lângă mine. Atât de mult mi-a convenit că am fost pe locul 2 și nu eram eu la cârmă. Știi? Exact așa este și din punct de vedere spiritual. Atât de grozav este să nu-ți conduci tu viața, să te lași condus de cel ce ți-a dat viață.
Și atunci vei avea biruință în fiecare zi. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi la aceasta. Însă vreau să facem un pas mai departe. Și să intrăm în capitolul 6 din Iosua. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Și acum aș vrea să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu, fiecare cuvânt din Scripturi l-a pus și pentru învățătura noastră și pentru biruința noastră. Și auziți un alt principiu al biruinței care mi se pare foarte important. Ceea ce pare imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Acum, imaginați-vă, puneți-vă pentru un moment, dacă puteți, imaginativ așa, puneți-vă în locul evreilor. Puneți-vă în locul evreilor, Dumnezeu le spune acum, vă duce și mărșăluiți în jurul Ierihonului, în jurul cetății. Și aia cetate înalte, cu turnuri, cu ziduri circulare, două ziduri circulare, spun istoricii că avea Ierihonul. Și ziduri foarte late, încât puteau să treacă căruțe pe zidurile acelea, atât de late erau. N-aveai nicio șansă să le spargi, că pe vremea aceea nu erau nici turnuri, nu erau nici din astea rachete cu rază lungă de acțiune și să ducă, să le teleghidezi, să lovească unde vrei tu, știi, după parametrii pe care tu îi setezi acolo în computerul rachetei. Nu. Însă vă rog să rețineți acest adevăr foarte important. Ierihonul pentru evrei părea de neînvins. Ierihonul pentru Ierihon, pentru ierihoneni, părea de nebiruit. Dar fii atent, un adevăr teribil de important pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru noi toți și mai ales pentru cei ce sunteți descurajați în aceste momente și sunteți îndepresiați, în depresie și sunteți sub pastile și trăiți din zi în zi cu pastile și cu, eu știu, calmante și noaptea ești omnifere să te poți odihni și pe urmă ziua, ca să nu știi ce se întâmplă în jurul tău, ești deprimat, iarăși te umpli cu pastile tocmai pentru a rezista în viață. Fii atent, pentru că ești descurajat. Fii atent. Ceea ce pare imposibil la oameni, la Dumnezeu este floare la ureche. Slavă lui Dumnezeu! Și aș vrea acum să facem o aplicație practică foarte importantă, pentru mine cel puțin. Ceea ce pare de neînvins la oameni, este exact invers la Dumnezeu. Amin. Doamne, ți se pare că operația aia este atât de grea și este aproape imposibilă. Dar fii atent, la Dumnezeu este cu totul altfel. Amin. Ți se pare că pentru a-ți face rost de un servici este atât de greu, dar fii atent. La Dumnezeu, ceea ce este la om, ceea ce pare de neînvins la om, la Dumnezeu se cere doar un cuvânt să spună. Și fii atent, lui Dumnezeu îi place să te binecuvinteze. Slavă lui Dumnezeu! Asta este experiența pe care și noi am avut-o, câțiva dintre noi am avut-o cu Dumnezeu. Auziți ce spune Scriptura? Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul, și mai spune ceva. Și pe împăratul lui și încă ceva. Pe vitejii lui ostași. Să știți că ea din Ierihon erau profesioniști. Da, erau profesioniști. Evreii erau și ei adunați de pe aici, de pe colo, erau mulți, dar ăștia din Ierihon erau ostași, viteși, asta o spune Dumnezeu. Dumnezeu știa cine sunt ăia din Ierihon, că nu puteai să-i birui oricum. Însă Dumnezeu zice lui Iosua, fii atent, îți dau în mână Ierihonul, împăratul și vitejii lui ostași. Păi asta, din punct de vedere uman, era imposibil. Dar la Dumnezeu și celui ce crede, toate lucrurile îi sunt cu putință glorie lui Dumnezeu. Iată, nu te lua după ce se vede. Ia-te după ce spune Dumnezeu. Iată, asta este principiul biruinței. Nu te lua după ce simți. Pentru că vei simți multe lucruri greșite. Pentru că, știi, hormonii și adrenalina din noi ne face să simțim uneori exact ceea ce n-ar trebui să simțim. Nu te lua nici după ce auzi. Ci ia-te numai și numai după ceea ce îți spune Dumnezeu în cuvântul lui, slavă lui Dumnezeu. Știi? Este foarte interesantă diferența dintre versetele 1 și 2.
În versetul 1, știi ce spune Biblia? El, omul, era închis și întărit. În versetul 2, însă, Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împărat și pe vitejii lui ostași. Nu te lua, repet, după ce simți, nu te lua după ceea ce îți trece prin minte, nu te lua și nu te uita la zidurile acelea care ți se par de netrecut și de nedărâmat și de neprăvălit și de nici nu poți să zbori peste ele, atât de înalte sunt, ci ia-te numai și numai după ce Dumnezeu îți spune. Pentru că cu Dumnezeu, zice psalmistul, sar peste un zid înalt. Amin. Asta este cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu ești broască. Cu Dumnezeu ești furtur. Pentru că Dumnezeu este Cel ce este secretul în victoria noastră, slavă lui Dumnezeu. Și ce i-a spus Dumnezeu lui Iosua, în versetul 2, zice așa. Domnul i-a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihon. Iosua avea deja biruința asigurată, așa cum și tu deja ai biruința asigurată. Dacă ai curaj să faci ce-a făcut Iosua înainte de capitolul 6. În privat. Să spui, Doamne, de acum eu mă închin doar ție. Doamne, eu mă arunc înaintea ta. Doamne, eu mă predau numai ție. Și asta s-a întâmplat în privat. Și în privat, Iosua i-a zis Domnului, Doamne, fac exact ceea ce îmi spui tu. Și pentru că în privat Iosua a ales închinarea, că a fost un tip deștept, ăsta era lider. Doar fraierii nu se închină lui Dumnezeu. Oamenii înțelepți se închină lui Dumnezeu și în public și în privat. Doamne, ajută-mă și ajută-ne la aceasta. Am descoperit adevărul acesta. Dumnezeu, când în privat tu te-ai închinat și ești închinat lui Dumnezeu, Dumnezeu deja ți-a asigurat biruința. Amin, amin. Deja ți-a asigurat biruința. Secretul este cine ești când crezi că nu te vede nimeni. Ce gândești atunci când ți se pare că nimeni nu știe gândul? Ăla este secretul. Ce e în inima ta atunci când nimeni nu știe ce poftești tu pe acolo? Vrei orez cu lapte? Vrei orez prăjit? Nimeni nu știe ce e aici. Din cauza aceasta, ultima poruncă din Decalog, știți care este? Să nu poftești. Nici vila, nici mașina, nici biblioteca, nici ceasul aproape lui tău. Etc. De asta știți ce înseamnă etc. 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 Și să nu poftești. Acum, la ultima aia poruncă pentru mine este un mister acolo. Dumnezeu a zis să nu poftești. Păi cine poate controla ce e aici sau ce e aici? Cine poate ști? Ce? Poate să știe Onisim ce gândesc eu despre el? Nu prea. Poate să știe nevastă mea, poate să știe soțul tău ce îți trece ție prin inimă și prin minte? Nu. Și totuși Dumnezeu zice să nu poftești. Ce înseamnă aia? Înseamnă că în interiorul tău ai luat o decizie să te închini lui Dumnezeu. Știi? Când e vorba de interiorul tău, doar Dumnezeu știe ce e acolo și tu. Amin. Dar fii atent, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de interiorul nostru. De ce am poftit, de ce am vorbit, că nu ne-a auzit nimeni, de ce am gândit. Vom da socoteală. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Este atât de important să punem accent pe partea interioară, pe partea privată, pe partea intimă, atunci când credem că nu ne vede nimeni. Pentru că de acolo vine biruința, acolo Dumnezeu îți asigură biruința. Fii atent, nu te teme. Și nici nu te înspăimânta absolut deloc în fața zidurilor înalte, pentru că în numele lui Iisus Hristos ele vor cădea. Secretul ăsta este să faci ce a făcut Iosua. Să faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci și Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod uimitor. Fii atent. Când nu mă tem de Dumnezeu, mă tem de oameni. Când mă tem de Dumnezeu, nu mai tem de niciun om. Amin. Mergem mai departe. Când mă tem de Dumnezeu, se mai întâmplă încă un lucru. Când mă tem de Dumnezeu, nu mai tem de nimeni. Nu mai tem de nimic. Dar când mă tem de Dumnezeu, alții vor începe să se teamă de mine.
Pentru că în momentul când te temi de Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu vine asupra ta, biruința lui Dumnezeu vine asupra ta și cei de lângă tine vor ști. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta să fii pocăit adevărat, nu din ăla neadevărat, fraudulos, nu pocăit din ăla fals, și oamenii să știe că ești pocăit și să ai o mărturie serioasă, adică în privat să fii închinat lui Dumnezeu, că pe urmă și în public ești la fel de închinat. Când intri tu într-o încăpere, oamenii nu mai jură. Nu vi s-a întâmplat chestiunea asta? Sau n-ați auzit? Poate nu ți s-a întâmplat, dar n-ai auzit. Dom'le, ceva spiritual și puternic se petrece în jurul tău atunci când tu în privat ești adevărat. Pentru că atunci când mergi pe stradă și intri într-o încăpere unde oamenii te cunosc sau poate nu te cunosc, vine acolo împreună cu tine puterea lui Dumnezeu. Când eu mă tem de Dumnezeu, oamenii și alții vor începe să se teamă la modul pozitiv de mine. Să-și dea seama că am o autoritate spirituală deosebită. Dar auziți încă ceva în final. Amintește-ți că lupți din victorie pentru victorie. Noi nu luptăm pentru victorie, noi luptăm din victorie pentru victorie, pentru că deja suntem în biruința pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o pentru noi. Domnul Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan la nașterea Lui. Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan în pustiu. Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan prin viața Lui fără păcat. Iisus Hristos l-a înfrânt pe Satan pe cruce, prin înviere, prin înălțare și va înfrânge încă o dată când se va reîntoarce glorie lui Iisus Hristos. Nu-i de mirare că Iisus Hristos este căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Slavă lui Iisus Hristos! Noi nu suntem înfrânți, noi nu luptăm din înfrângere spre victorie, noi nu luptăm din neutralitate pentru a birui, noi luptăm din biruință spre biruință, glorie Dumnezeului nostru. Însă fii atent, dușmanul nu-l poți înfrânge singur. Să nu credeți, acum asta este o chestiune care o știm cu toții, însă vă rog să rețineți, când evreii au trecut Iordanul, în capitolul 3 și 4, de 16 ori, Biblia menționează chivotul legământului Domnului. De 16 ori, scriitorul biblic spune chivotul legământului Domnului era în mijlocul lor. De 16 ori. Cine înseamnă chivotul legământului Domnului? Înseamnă prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Amin. Aici, la Ierihon, când au cucerit cetatea Ierihon, de 8 ori, chivotul lui Dumnezeu este menționat. Și ce înseamnă aia? Că Domnul era în mijlocul lor și ei știau că fără Domnul nu există nicio șansă să biruiască. Acum, dacă tu știi că Domnul este biruința ta, rămâi în Domnul. Dacă vrei biruință, o vei câștiga numai în Domnul și Domnul în tine slăvit să fie Domnul. Este adevărat că Dumnezeu dă porunci ciudate. Să știți că Iosua, ăsta este un adevăr care mie tare îmi place prin Scripturi. Dumnezeu dă porunci trăsnite. Uneori Dumnezeu dă porunci așa hilare, așa, îți vine să râzi. Păi, ca în textul acesta, știi ce le zice, ce le zice Dumnezeu evreilor? Zice, ia să vă încolonați voi, faceți exact ceea ce vă spun, fiecare luați 7 preoți, 7 trâmbițe de corn de berbece. Corn de berbece, ați văzut vreo trâmbițe? N-am văzut până acum. Și începe să suflați din ele. Și când vă zic eu, să strigați. A șaptea zi, până atunci tăceți, doar aia 7 suflă, vă tot înconjurați. Păi aia de pe zidurile omului se uitau la ăștia și spuneau, ăștia duși. Se tot învârt. Și și-au venit prima dată, s-au învârtit, s-au retras la tabără. A doua zi s-au mai făcut un circuit în jurul cetății la tabără. A treia zi s-au obișnuit așa din Ierihon. Păi iară vine așa. Iarăși, știi, au o problemă. N-au băut cafea sau eu știu. S-au obosit. Nu că era de râs. Era de râs. Era vorba asta, era funny, știi? Era o chestie, parcă era o joacă de copil acolo.
Dumnezeu, atunci când te face biruitor, îți poruncește să faci lucruri care depășesc uneori și sfidează logica. Dar asta este ceea ce Dumnezeu ne poruncește să facem. Iona, de exemplu, a cucerit orașul, Iosua, a cucerit orașul printr-o strategie și o tactică militară deloc ingenioasă. Niște preoți, corpul întâlnirii, legământului Domnului și trâmbițe. Niște soldați care nu făceau nimic, numai se plimbau. Nu luptau, nu jurau, numai se plimbau. Și făceau gălăgie cu trâmbițile acelea. Dar nu știu cum sună o trâmbiță din cont de pe bece. Știi tot lumea? Nu cred că știe nici ele. Știe din astea de alamă. Dar cred că sună interesant. Ce zgomote pot să facă alea? Însă strategia aia aparținea lui Dumnezeu, lui Iosua. Păi Iosua, dacă era după Iosua, Iosua să facă strategie, păi și la cei mai evitei soldați? Îi înarma pe ăștia până în dinți? Dădea cu catapulte, știi, și cumva să spargă zidul. Asta era strategie militară. Îi punea pe aia să facă forță în fiecare soldat înainte, știi? Și să fie pregătiți. Îi ducea la poligon să tragă pe acolo, să se joace, să se... Eu știu ce aveau ei în mână, ce arme aveau, sulițe și săbi și eu știu ce lemne, pari, ce mai aveau pe vremea aceea. Însă strategia aceasta este atât de ciudată, tocmai pentru că îi aparținea lui Dumnezeu și nu îi aparținea lui Iosua. Dar acum vreau să rețineți. Planul acela a funcționat teribil. Când Dumnezeu îți spune un lucru să-l faci, El îți spune tocmai ca tu să poți birui. Când tu nu faci ceea ce Dumnezeu îți spune, sigur nu vei birui, ci vei avea înfrângere. Și uitați-vă la viața noastră, la viața dumneavoastră, la viața noastră. Când fac ceea ce Dumnezeu îmi spune, am biruință. Când fac ceea ce eu am chef să fac, am înfrângere. Însă când Iosua s-a supus planului și tacticii lui Dumnezeu neingenioase, planul acela a funcționat pentru că Dumnezeu era mai deștept ca Iosua și mai deștept decât noi toți slăviți să fie Dumnezeu. Să știți că Iosua a biruit prin trompete, într-un anume sens. Însă așa face Dumnezeu. Prin lucrurile slabe, Dumnezeu își adună cele mai frumoase victorii. Iosua a biruit prin trompete, Gedeon a biruit prin făclii și ulcioare sparte, David a biruit cu praștia, știi, a biruit cu praștia aia, dar nu era așa, era din aia la tăra. Și ce înseamnă asta pentru mine, frai surori? Lui Dumnezeu îi face plăcere să folosească lucrurile neconvenționale, lucrurile simple, lucrurile care nu sunt, pentru a le nimici pe cele tari și pe cele ce sunt. Slăviți să fie Domnul. Dar asta înseamnă că trebuie să ascult de Dumnezeu. Trebuie să fac ceea ce Dumnezeu îmi spune, chiar dacă n-are sens. Adică, Domnule, trebuie să mă pocăiesc, chiar dacă ți se pare că nu trebuie să te pocăiești. Dumnezeu spune, ba, trebuie să te pocăiești. Trebuie să iubești care, chiar dacă ție ți se pare, Domnule, am iubit destul și Dumnezeu spune, nu, trebuie să ierți de 7 ori pe zi, câte 70, de 490 de ori trebuie să ierți. Doamne, dar am iertat. Dumnezeu spune, nu, continuă să ierți. Mulțumesc pentru aminul puterea. Sunt foarte în formă în dimineața. Dar acesta este Dumnezeu. Și când mă supun lui Dumnezeu, întotdeauna funcționează planul lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Acum, în final, în planul lui Dumnezeu se pune foarte mare accent pe cifra 7. Și dacă ați fost atenți când am citit textul, sau, mă rog, l-ați cunoscut poate dinainte, Dumnezeu zice, iei 7 preoți, 7 trompete, 7 zile înconjori și în a 7-a zi înconjori de 7 ori toată cetatea. Pentru că în numerologia biblică 7 reprezintă plinătate de săvârșire. Asta înseamnă că trebuie să am încredere în Dumnezeu tot timpul. Și pentru că am încredere în Dumnezeu tot timpul, voi avea biruință tot timpul în viața mea. Slavă lui Dumnezeu. Însă ultimul lucru pe care vreau să-l spun și asta este foarte important pentru toți. Și este un adevăr pe care Domnul mi l-a dat și trebuie să vi-l spun în acest moment.
când te rogi și când te supui lui Dumnezeu și nu se întâmplă nimic imediat, nu intra în panică. Când te supui lui Dumnezeu și te rogi și faci ceea ce spune Dumnezeu și zidurile nu s-au prăbușit, nu renunța. Și ce-au făcut, ce le-a zis Dumnezeu evreilor? Fii atent, zice, în prima zi înconjurați cetatea odată. Nu s-a întâmplat nimic. A doua zi mai înconjurați odată. Nu s-a întâmplat nimic. A treia zi încă o dată, nimic. A patra zi încă o dată, nimic. A cincea zi încă o dată, nimic. Și așa. Tot făcut ce-au zis Dumnezeu și nu se întâmplă. A șasea zi, nimic. Și de aici există un principiu foarte important și pozitiv care trebuie să ne încurajeze pe fiecare dintre noi. Când te supui lui Dumnezeu și trăiești chiar după voia lui Dumnezeu și te rogi și insiști și îl înconjori pe ăla pentru care te rogi, îl înconjori cu rugăciuni pe omul pe care vrei ca Dumnezeu să-l mântuiască, să-l convertească, să-l schimbe, să-l binecuvinteze și nu se întâmplă nimic, nu intra în panică și nu renunța la planul lui Dumnezeu pentru tine. Și de ce? Ajutorul este pe drum. Și ce spunea ce zice Domnul Iisus Hristos și Noul Testament, zice, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre și încă ceva și pe-alea altora. Alo, amin. Frate și soră, eu nu știu care sunt zidurile care stau în fața ta. Nu știu ce te sperie sau poate că te panichează, dar fii atent. Fă ce-ți spune Domnul. Ia-L pe Domnul Iisus Hristos pe cuvânt. Amin. Mai ai răbdare și lasă-te încurajat de cuvântul lui Dumnezeu. Fă în continuare ceea ce îți spune Dumnezeu. Când te încrezi în Dumnezeu și faci ceea ce spune Dumnezeu, în final totul va fi ok. Totul va fi spre slava lui Dumnezeu, pentru că în final zidurile se vor prăbuși și toți dușmanii tăi vor cădea înaintea ta și vor fi nimiciți. Este atât de important adevărul acesta. După cele 7 zile de înconjurare, zidurile au căzut. Și pentru mine faptul că 7 zile a trebuit să înconjoare cetatea și nu s-a întâmplat nimic, ăsta a fost un test al credinței și al răbdării. Domnule, când te rogi, te supui, când să-L lauzi pe Dumnezeu, postești și nu se întâmplă nimic, ăsta este un test al încrederii tale, al răbdării și al credinței. Dar fii atent, ajutorul va veni. Să nu uiți asta. Ajutorul este pe drum. Când faci ceea ce Dumnezeu spune, slavă Domnului. Dar pe urmă Dumnezeu le-a mai dat în context. Le-a zis Dumnezeu poporul evreilor, zice, doar preoții suflă din trâmbițe, ceilalți mărșăluiți și tăceți. Asta era un test al înfrânării. Aici e greu să taci când îți vine să vorbești. Așa-i, Doamne. Aici e iar nu-i cabara. Ce greu e să taci când îți vine să vorbești. Când toate celulele tale strigă, știi? Și mai ales e speriat, e și îngrijorat. Nu știu ce se întâmplă. Dumnezeu i-a pus la un test al înfrânării. Oamenii care nu-și pot înfrâna limba, nu-și pot înfrâna nici trupul, să știi. Așa spune Iacov în capitolul 3 din epistola sa. Când te încrezi și te supui lui Dumnezeu, reține, mai ai un pic de răbdare, ajutorul este pe drum. Când te rogi și nu se întâmplă nimic, mai ai un pic de răbdare, zidurile vor cădea. Dar mai ai un pic de încredere în Dumnezeu că vor veni îngerii lui Dumnezeu și vor lupta pentru tine. Slavă lui Dumnezeu! Nu te discuraja când din prima zi a rugăciunii apostolului tău nu se întâmplă nimic. Ajutorul este pe drum. Vreau să vă spun că în final zidurile vor cădea, porțile ferecate se vor deschide și Dumnezeu îți va răspunde la rugăciune. Nouă deja Domnul a început să ne răspundă la rugăciune. Am început anul în forță, mă refer la rugăciune și post. Și Domnul deja săptămâna trecută ne-a răspuns la una dintre rugăciuni. Am văzut frate Cătălin? Ne-a răspuns la una dintre rugăciuni, slăvit să fie.